Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. Suntem la ultima emisiune dinainte de sărbătorile pascale. Știu că este Vinerea Mare, o parte dintre dumneavoastră sunteți în mari pregătiri. Vreau totuși să discutăm astăzi despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele ore în județul Gorj. Mi-este absolut imposibil să nu încep această emisiune într-un ton amuzant, pentru că un incident m-a făcut să râd pe de-o parte și pe de-alta m-a făcut să plâng. Probabil ați văzut și dumneavoastră pe România TV și aici la TV Sud faptul că poliția s-a dat peste cap astăzi în zi de mare sărbătoare pentru a prinde hoțul unui curcan. Asta pentru că un cetățean de lângă Târgu Cărbunești a anunțat pe 112 că i s-a furat pasărea din coteț. Pare un banc, să știți, un banc cu curcani. Cert este că polițiștii sau cel puțin ofițerul de servici a declanșat operațiunea Năvodul, operațiune care se declanșează de obicei pentru lucruri extrem de mari și importante. Nu vreau să vorbim astăzi în Vinerea Mare de prostituatele care colcăie în Târgu Jiu sau în județul Gorj sau de anunțurile cu tinerele care își expun serviciile sexuale pe cunoscutul site Public24. Pentru asta poliția nu a declanșat năvodul, le-a lăsat pe fete să-și facă un ban cinstit de Paști, dar pentru curcanul omului a făcut tot posibilul. Ne-am făcut de râs, în schimb, doamnelor și domnilor, mai avem încă o imagine a felului în care percutează instituțiile la cazurile extrem de banale, iar la cele grave se fac că plouă. Sau vopsesc ouă, că tot se practică acum înainte de sărbătorile pascale. Discutăm evident despre acest eveniment, incident, cum vreți să-l numiți, într-un ton amuzant sau chiar serios, dar și despre alte lucruri care se întâmplă acum înainte de sărbătorile pascale. Vorbim de felul în care politicienii sunt generoși, dacă sunt. Vorbim despre ceea ce se întâmplă la partidele politice, vorbim despre educație, despre cultură și despre tot ce ne-am fi dorit să nu fi discutat astăzi, acum, în săptămâna patimilor. Vă prezint invitații mei din această seară, îi cunoașteți cu siguranță, au fost de mai multe ori aici la Ora Adevărului, de fiecare dată le-am lăsat ușa larg deschisă. Vorbim despre un partid mic, dar cu oameni valoroși. Alături de mine se află domnul profesor Lazar Popescu, este președintele Alternativa Dreaptă Gorj. Bună seara, domnule președinte! Sărumâna, bine v-am găsit, îi salut și pe telespectatorii noștri. Și domnul economist Ion Rădoi este vicepreședintele acestei formațiuni politice, o persoană capabilă, gata să ne ofere informații în acest domeniu și nu numai, să discutăm politică și actualitate. Bună seara, domnule Rădoi! Bună seara, doamnă, bună seara telespectatorilor noștri! Domnilor, astăzi zi importantă, Vinerea Mare, lumea este preocupată de cumpărături, de pregătiri pentru Paște, alții au stat în post și rugăciune. Polițiștii din Gorj, în schimb, astăzi au fost în mare activitate. Discutăm despre un eveniment banal, dar care în oglindă ne arată starea exactă a acestei instituții care se numește Poliția Gorj. De multe ori polițiștii sunt la datorie și își fac treaba așa cum trebuie, cum ne dorim, dar de câteodată, știți, mai dau kicks. Cum vi se pare, domnule președinte, incidentul de astăzi? Mi-este imposibil să nu discut pentru că am devenit faimoși la nivel național cu curcanii noștri. Sigur că tot ce s-a întâmplat în privința curcanului trebuie abordat la nivel instituțional și e un exemplu concludent al felului prost în care funcționează instituțiile noastre. Dincolo de asta, nu pot să nu sesizez un anumit comic de situație, e cumva ca într-o piesă de teatru sau într-o proză scurtă cu titlul Poliția și curcanul. Acum un hâtru în locul meu, sigur că eu o să mă abțin pentru că nu dă bine a spune o chestiune de genul curcanii trag la curcan. Iată, așa. E clar, instituțiile funcționează prost. Un zgomot pentru nimic, ca să citesc dintr-un mare autor clasic. Da, deci la capitolul curcan sau curcani. În rest, în ceea ce privește factorul politic, aș vrea să aduc aici în discuție o spusă a unui mare om politic conservator român, și anume Petre Carp. Petre Carp spunea despre omul politic că trebuie să fie medic social. Bine, nu e cazul cu
actuala clasă politică din România, și același Petre Carp mai spunea că bogăția unei țări depinde de cutimea, zicea el, a verilor celor mici. Ori, haideți să vedem ce s-a întâmplat în perioada crizei COVID. În primul rând, au căzut foarte, foarte multe IMM-uri. IMM-uri dispărute, guvernele Orban, Câțu și actualul prim-ministru Ciucă nu au susținut IMM-urile, au favorizat pe față multinaționalele, pentru că asta era direcția pe care o primiseră pe plan extern din partea, a zice așa, folosind puțin o figură de stil, din partea stăpânilor lor globaliști. Aș mai aminti și faptul că un partid politic tânăr, mă refer la USR, care s-a dovedit o adevărată catastrofă neosexo-marxistă, pentru că asta sunt, bătându-și joc de speranțele diasporei. Să nu uităm faptul că diaspora, primul partid, partidul cu cele mai multe voturi în diasporă, a fost USR-ul. S-a văzut și în timpul crizei COVID ce prestație jalnică au avut cu Vlad Voiculescu, care pur și simplu râdea la modul inconștient la câteva zile după ce muriseră niște oameni arși de vii într-unul din spitalele din România. Pentru moment cam asta aș avea de spus. Acum, în ceea ce privește tot la nivel economic, noi avem în programul nostru ideea statului minimal sau mai exact, mai precis spus, a guvernământului minimal, care nu înseamnă un stat slab, din contră. Asta presupune să rămână mai mulți bani în buzunarele cetățeanului. Impozitul pe care îl plătim noi pe salarii este de 42%, este enorm, este enorm. În timp ce, iată, ca să dau un exemplu concret, multinaționale plătesc maxim 15%. Stau și mă întreb dacă asta nu este o discriminare pe față. Și am discutat aici, colegul meu, domnul Rădoi, vă poate spune mult mai multe decât mine și chiar îl voi ruga să dezvolte puțin, în corelație cu statul, ideea de stat minimal și cea de protecționism economic, pentru că este tot de apanajul conservatorilor și această idee. Ce facem noi la ora actuală? Noi nu ne protejăm deloc materiile prime, le vindem ieftin, chiar foarte ieftin, și cumpărăm ulterior foarte scump produsele, de câteva ori mai scump decât ar trebui, cu poate. Siguranță. Da. Pentru moment. Da. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cu chestiunea asta cu curcanul, ca să trecem după aia la politică. Da. Mi-e greu să mă abțin. Da, este ceva amuzant, dar în același timp vedem situația destul de tristă a unei instituții pe care ne bazăm toți cetățenii. În momentul în care sunt la 1-2, sunt pentru o chestiune gravă, zic eu. Aici cred că ar fi prima greșeală. A doua, declanșez o astfel de operațiune pentru o pasăre dispărută din coteț fără să verifici dacă pasărea este dispărută cu adevărat. Și apoi cea mai importantă problemă, sunt atâtea lucruri care se întâmplă sub ochii noștri, mi-aș dori ca polițiștii nu să stea să caute prin mașini curcani dispăruți, ci să fluidizeze traficul, pentru că lumea este nebunită acum să și conduce haotic spre supermarketuri să-și facă ultimele cumpărături. Au avut loc accidente, inclusiv astăzi, destul de grave. În momentul în care vezi o mașină de poliție în trafic, te mai oprești, mai lași frâna, mai pui frână, mai lași accelerația. Adică erau atâtea locuri unde ar fi trebuit să fie polițiștii astăzi, în niciun caz să facă filtre la intrare în județ și la ieșire, să vadă dacă cineva a furat o pasăre. Vă ascult, domnule Rădoi. Da, în afară de aspectul acesta hilar, total comic, trebuie să vedem și aspectul, aș spune chiar tragic. Și este tragic, pentru că pentru un eveniment minor se declanșează în mod disproporționat o acțiune majoră. Iar pentru lucrurile majore, exact cum a spus și dumneavoastră înainte, nu se declanșează uneori nimic. De ce? Datorită ori incompetenței personalului respectiv, ori datorită fricii, efectiv, că nu îmi găsesc alt termen mai direct, ca să spunem așa, față de interlopii și persoanele care împing minori, majori și așa mai departe către astfel de atitudini. Și în astfel de cazuri,
Ce este mai grav este că această atitudine persistă. Acum am pornit la un eveniment spontan, individual, singular, relativ singular, ca să spunem așa, dus la extrem. Dar nu ne vedem celelalte evenimente care sunt extreme și afectează și sunt ignorate. Ceea ce este tipic pentru societatea noastră este inversarea valorilor. În toate domeniile. Am dat un exemplu pentru că s-a întâmplat astăzi. Exact. E o chestiune de eveniment, de actualitate. Dar astfel de evenimente se întâmplă în mai toate instituțiile statului, acolo unde oamenii sunt mai mult decât plătiți, în care oamenii au tot felul de sporuri și de facilități de deosebire de cei care lucrează în privat, care sunt acoperiți în momentul în care se întâmplă o chestiune legată de creșteri de prețuri și așa mai departe, față de privatul care îți spune, te rog frumos, ia-ți băgăjelele și pleci, că nu mai am cu ce să te plătesc. Și asta este situația. Deci mi se pare grav, absolut grav, lucrurilor minore li se dă prea multă importanță și lucrurilor majore aproape deloc. Stăteam și mă gândeam acum ce bine ar fi fost dacă poliția din Olt, nu din Gorj, ar fi acționat la fel de rapid ca în cazul Curcanului, în cazul cazului Caracal. Caracal. Da, bineînțeles. Cazul Curcanul. Să știți că am avut și noi un caz similar Caracal, tot cu un individ din județul Vâlcea, care, nu știu dacă ați văzut titlurile din ziare la finalul săptămânii acestea, a luat o femeie la ocazie, o femeie de 53 de ani, cu intenția să o aducă la Târgu Jiu. Femeia a urcat în mașină, totul bine și frumos, tipul ia o sticlă, începe și bea din ea, nu știu ce, la un moment dat îi dă de înțeles că vrea să facă ceva cu ea, atrage mașina pe un drum lăturalnic, la scoarța, femeia apucă să sune un prieten, respectiv sună la 112 și, culmea, aici mi se pare gravitatea situației, deși femeia indică culoarea mașinii, locul unde se află, în timp ce este cu persoana care o priva de libertate în mașină, echipajul de poliție trece pe lângă ea ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Avea un curcan în mașină. Până la urmă, ea îl convinge pe individ că are o boală gravă, că se duce acasă să-și vadă pentru ultima dată copilul, săraca nu mai știe ce să mai inventeze în această situație. El o vede că vorbește cu operatoarea de la 112, o vede că este sunată telefonic, femeia până la urmă și închide telefonul și totuși își dă seama că a făcut ceva grav și oprește la Bumbești Pițic și femeia coboară din mașină nevătămată. Dacă era după poliție, s-ar fi ajuns la o soluție. Presa centrală a asociat acest incident petrecut în județul Gorj la finalul săptămânii, nu mai știu când a fost, sâmbătă, duminică, cu cazul Caracal. Adică suni la 112, vorbești cu operatoarea, spui în ce mașină te afli, indici, este o mașină cu numere de așa, culoare, marca, cred că și parțial numărul de înmatriculare. Și echipajul de poliție trece pe lângă tine. Femeia îmi povestea telefonic că în momentul acela a simțit cea mai mare disperare posibilă. Când a văzut că echipajul de poliție care se îndrepta spre mașina în care se afla ea, el deja încearcă, o pipă, încearcă să facă tot felul de gesturi din astea, trece ca și când nu s-ar fi întâmplat. Ce este profesioniști. Ce este și mai, nu numai cred că există și o mare diferență a lor, cum este de fapt mai tot sectorul administrativ, nu au indici de performanță, nu au calificative pentru profesionalismul sau non-profesionalismul lor. Și din această cauză, nu este ca lumea privată, bineînțeles, ei își primesc banii la sfârșitul lunii și totul este orice s-ar întâmpla. Dacă mai au și o pilă prin care au... Și promovează. Așa mai și promovează și așa mai departe. În aceste cazuri, ce este grav? Poate până la urmă am ignorat ca cetățeni, dar problema e că ei au o mare responsabilitate privitor la siguranța cetățeanului. Ceea ce este și mai grav este că descoperim acum că aceste evenimente sunt din ce în ce mai frecvente și nimeni nu vrea să meargă la cauza lor și să rezolve această cauză. Unde este acel compartiment de control intern? Știți că există un compartiment de control intern care verifică aceste comportamente nepotrivite ale polițiștilor care dau kicks.
Nu știți că acum câteva săptămâni un polițist la SICE, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, este cel care își pune cagula pe față și se duce și sparge o casă de pariuri de aici, da, din Târgu Jiu. Da. În ciuda faptului că cunoaște procedura, se riscă și face acest, da, lucru. De ce credeți că îl face? Pentru că știe că activitatea de anchetă este deficitară, că este problematică, că durează până va fi prins și atunci, se riscă ziua în amiaza mare, într-o zi așa în care știe, urmărește, își urmărește victima, femeia care lucra acolo, intră și cu un cuțit reușește să tâlhărească o casă de pariuri din Târgu Jiu. Genant, șocant. Dar serviciul acela intern, serviciul acela intern este tot din cadrul poliției și nefiind un serviciu extern, neexistând posibilitatea ca cetățeanul să-și manifeste controlul asupra acestor instituții sau oprobiul vis-a-vis de atitudinile și de non-profesionalismul și de lipsa lor de interes și, până la urmă, de lipsa lor de morală elementară, atunci, bineînțeles că ei își permit, ca și toată administrația, ca și până la politicieni, își permit orice. Orice, pentru că nimeni nu-i trage la răspundere. Dacă nici judecătorii nu se-i tragă poate până la urmă, că cine știe cum se va mușamaliza sau... Durează, găsești un judecător care este ușor maleabil și ai scăpat. Exact. Să sperăm că nu devine un lucru obișnuit. Dar asta este societatea. Eu am și scris pe o burtieră, am scăpat de pandemie, dar ne vindecăm de prostie. Da. Este foarte grav ceea ce se întâmplă și gândiți-vă că aceste cazuri ajung la urechile presei. Dacă n-ar exista presa, am ști ar fi groaznic astfel de incidente în instituțiile statului? Nu. Nu, categoric nu. Iar prinderea, iar în momentul în care vrei să prinzi peștii grași, că noi ca societate ne așteptăm să se prindă peștii grași, ce faci? Iei o persoană publică, gen Călinoiu, știți cazul recent, da. Îl bagi la, îl chem la poliție, îl inviți la poliție în calitate de martor și îl scoți din poliție cu cătușele pe mână pe motiv de mărturie mincinoasă. Asta este o infracțiune pentru care meriți cătușe. Unde sunt cei care delapidează sume incredibil de bani? Unde sunt sesizările cetățenilor, exact, care spun niște fapte de corupție abominabile care se întâmplă la nivelul județului Gorj? Unde sunt instanțele? Că pentru un proces durează 10 ani de zile în care ăla care este inculpat este în libertate și poate să ocupe, exact, aceeași funcție de conducere, poate să sustragă sume și mai mari de bani și așa mai departe. Aș aduce aici în discuție și alt aspect al problemei și felul prost în care se face școala acum. Deci, din ce știu eu, cred că informația mea e corectă, numai un an mai fac școala, cred că mai asta puțin de poliție. Și cred că mai puțin. Eu am înțeles că acum în perioada de pandemie a fost 6 luni. Erau 6 luni, așa, îi facem pe bandă, precum era celebra și salariile, să știți că sunt bune. Vorbesc de la 2000, da, de lei pentru, da, un debutant care face o școală de 6 luni. Mie mi se pare destul precum de bine. Precum era celebra facultate plus alte avantaje de la Herculane. Corect. Da. Vii turiști și plejuriști. Și plejuriști, corect. Ei sunt turiști, nu sunt poliții. Da. Și când faci turism, ajungi la curcan. Da. Iată. V-am zis, poliția nu, da, este rolul, sau cel puțin nu asta este tema emisiunii de astăzi, să criticăm poliția. Nu. Am pornit la un incident minor și am mai exemplificat. Sunt și profesioniști acolo, fără doar, exact, și poate, corect, dar nu sunt așa de mulți. Am exemplificat încă două pentru a se înțelege că, până la urmă, dacă nu te aperi tu, cam greu să te apere poliția. În politică este altfel. În politică te apără partidul, chiar dacă tu ai vrea să pari un tip inocent și nu vrei să faci nimic, te împinge partidul să faci o infracțiune și tot partidul îți asigură umbrela necesară în momentul în care ești luat în vizor de organele legii. Asta cum vi se pare? Păi asta, cel puțin o anumită perioadă de timp, a caracterizat PSD-ul și PDSR-ul se chema atunci. Mi-au aminte când a fost o delapidare, dacă mi-aduc bine aminte, a unui deputat al lor, Gabriel Bivolaru, așa, toată echipa PSD-ului de parlamentare în frunte cu Adrian Stase, președintele partidului, s-a dus, nu știu unde era cercetat, PNA, parcă se chema atunci, nu DNA, s-au dus ca să-i asigure băiatului moralul necesar. Da, dar deci, vă aduceți aminte că a fost chestiunea asta și când era domnul Mischie și vreau să-l dea jos și au plecat cu un microbuz, cu un autobuz de la Doina Gorjului să-l apere pe Mischie și au făcut mai mult rău decât bine?
Da. Deci și chestiunile astea sunt după om, știți? Să, dacă decizia a fost te tăiem, păi te tăiem, poți să vii cu trei autobuze, nu? Perioada respectivă, ziarul Ziua titra Mineriada lui Mischia. Dar lucrurile sunt foarte grave, pentru că haideți să o luăm iarăși de la, știți cum, reîntoarcerea la origini, de la Revoluție încoace, acest sistem pe care l-ați evocat dumneavoastră, l-ați expus, a funcționat, exact așa a funcționat. Cei care au făcut Revoluția și cred că întreg poporul de atunci voia să scape de acest sistem venit din, care și-avea rădăcine în comunism. Pentru că atunci ei spălau toate afacerile între ei, o știm foarte bine, și nimeni nici nu putea să sufle ceva. După aceea s-a prelungit. S-a prelungit acest sistem și tocmai cei care au vrut să schimbe societatea și s-au luptat cu riscul vieții lor pentru acest lucru, nu au reușit, dar se vede că nu au reușit de altfel decât parțial. Acest lucru s-a prelungit și ăsta reprezintă una dintre cele mai mari boli ale sistemului nostru social și politic. Poate chiar cel mai mare. Pentru că există mecanisme și economice și financiare și de orice gen ați vrea noastră la nivel de societate, astfel încât să fie evitată această modalitate. Adică eu te împing în aceste partide SRL, apropo de, da, partidele SRL, partide mafiote efectiv, eu te împing acolo. Dovadă, exemplu, poate cel mai clar a fost și Năstase și domnul Vanghelie, care poate să-și justifice nici măcar 10% din averea lui. Și l-au plimbat cu cătușa, așa, l-au băgat, și l-au scos. Și, iar legea ilicitului nu este de pe vremea, nu este a comuniștilor. Da. Ea există și acum în Occident, este funcțională și dincolo este aplicată. Numai că la noi nu este aplicată această lege, pentru că atunci ar însemna o catastrofă pentru ei. La noi, ar dispărea jumătate din clasa politică. Poate mai mult. Poate eu zic că 80-90% s-ar duce. Și poate așa ar trebui să se finalizeze toată această perioadă, exact cum s-a dat o declarație de la Timișoara. Așa ar trebui să fie, să ajungă la o, în urma unei mișcări sociale, pașnice, la declarația, să spunem așa, din orașul Y. Spunem-o simbolic. De ce? Și acolo ce să se stipuleze? Acei care au făcut politică până acum, să-și dovedească loialitatea față de principiile societății, să-și dovedească faptul că, virgulă, că ei nu au făcut astfel de fraude, să dovedească eficiența activităților. Și atunci, da, pot să mai facă. Dacă nu, ar trebui să fie interziși. Deci, clar, clasa politică și mare parte din lume are mare probleme și cred că acolo așa. Serviciile. Și au făcut o meserie. Mai manevrează serviciile dacă clasa politică vulnerabilă ar dispărea din sistem și ar rămâne oamenii cu adevărat curați care chiar vor să facă ceva pentru România. S-ar putea schimba. Sigur s-ar putea schimba. Sigur. Mă gândeam puțin mai înainte în politica prezentă în România. Funcționează un personaj pitoresc, Pușcăreașul Patriot. Ah, da. Iată, mă gândea la Vanghelie. Da, da, da. Sigur. Da. Valul acesta de patriotism, să știți că prinde. Spunea domnul președinte la începutul emisiunii despre USR, că a fost partidul votat de către diaspora. Care? Acum o să vedeți că partidul votat de către diaspora va fi aur. Pentru că vine cu acest val de patriotism care face bine, sau cel puțin face bine din afara granițelor țării și mai mult față de cum se poziționează aici. Vorbeam cu domnul profesor înainte de emisiune despre sondaje. Au apărut sondaje acum, așa, cadou de iepuraș, care ne arată care ar fi un top al partidelor politice, și avem PSD, PNL, AUR și USR și UDMR, cam astea ar fi până la 5%. Între timp să știți că a apărut în sondaj cu 5% și PMP-ul de când e vorba să fuzioneze cu PNL-ul. Era un sondaj plătit de PNL. Asta eu nu cred de în aceste sondaje. În afară de asta, ca să fie inclus în sondaje un anumit partid, trebuie să plătească o anumită sumă de bani. După cum și ieșirile pe posturile naționale de televiziune sunt foarte bine plătite. Sunt plătite, din ce știu eu, cu 3.000 de euro o ieșire. De asta nu ne permitem noi să ieșim pe posturile naționale. Pentru că e o sumă totuși. Și apropo de aceste sondaje. Nu e corect în ultima instanță. Ne mai vorbim că nu e etic.
Pentru că una e să fii un partid cu o vechime de 32 de ani, timp în care n-ai făcut aproape nimic pentru țară, exceptând intrarea în NATO și Uniunea Europeană, și alta e să fii un partid care n-are nici 2 ani bine așa de naștere, nou născut zicând, da, sau bebeluși, și da, să ți se pună tot felul de opreliști. Da. Da. Competiția este incorrectă. Exact. Competiția incorrectă nu numai în ceea ce privește politica. În toate domeniile există o competiție incorrectă. Da. Chestiunea asta cu banul, ai banul, stai în față, cred că în România, nu știu, cel puțin în următorii câteva, în următoarele câteva decenii, nu cred că ne vindecăm de ea. Nu știu foarte bine care este politica legată de transparență și apariții publice în străinătate. Cu siguranță și acolo se plătește ceva, pentru că presa este un business înainte de orice, dar totuși parcă lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Păi, dovadă, uitați cum sunt acum alegerile în Franța, deci un partid de extremă dreaptă, presupus de, este relativ de extremă dreaptă, e relativ, are, din punct de vedere economic, să știți că avea anumite idei mult mai bune decât cele ale socialiștilor, unde au pierdut ei și vor pierde totdeauna, bineînțeles, datorită acestui fixism al lor de a spune d'abord la France, nu? Întâi Franța, d'abord le français, întâi francezii și după aceea ceilalți, ca și cum ceilalți n-ar mai fi, ca și cum Franța n-ar fi în Europa, ca și cum... Sigur că da? Deci aici au pierdut foarte mult. Promovează conceptul de națiune civică. Da. Odată ce un Ausländer, cum zic nemții, da, așa, un străin, a devenit, e naturalizat francez, este clar că este ca și un francez. Exact. Fără și apropo de ceea ce... Sigur că vor veni naționali și vor spune, totuși, sângele, rasa, haideți să o lăsăm, sunt extreme. Rezultatele din Franța, ce politica de la noi din Gord, dacă vor influența, dacă sigur, ne vor influența, nu ce știu cât de vor mult la noi. Am văzut că Macron este, dar preferat în sondaje, cel puțin. Se spune, dar lucrurile sunt încă neclare. O să câștige datorită prostiei, deci a fost exact cum a fost, exact, poate, hai să vorbim un alt exemplu, domnul Iohannis și doamna Dăncilă. Bineînțeles că doamna Dăncilă era mult sub nivelul doamnei Le Pen, în schimb, deci nu a avut contracandidat, pentru că dânsa, doamna Le Pen, deși acest partid al lor, e clar, au niște idei uneori extremiste, clar. Da. Și ei trebuie să vindece de acest lucru, mai ales că sunt în Parlament. În parte și-au mai corectat discursul. Și-au mai corectat discursul, dar vreți... Și eu am urmărit confruntarea. Da, 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 da. Am sesizat niște lucruri, și anume faptul că Macron nu se simțea deloc bine, nu era în apele lui. Bună oară, da, limbajul corpului. Tot timpul, da, nu tot timpul, foarte des, a stat în poziția asta, închidere, ceea ce însemna că nu... Protecție. Sau aici. Ei au mari probleme, să știți. Fruntea încrețită, da, de foarte multe ori. În timp ce chiar m-am mirat, contracandidata, această doamnă Le Pen, era destul de degajată și de relaxată. Da, dânsa nici nu a prea atacat, așa mi s-a părut, a fost mai față de... Moderată. Da, mai moderată față de atacurile virulente care le are în Parlamentul francez. Marea surpriză în Franța și surpriză la modul neplăcut a fost căderea totală a partidelor tradiționale. De socialiști au luat, nu mai știu, 2,5 sau 1% cu candidatul și corespondenții noștri Le Républicain, neogoliștii, conservatorii francezi, cu doamna Pécresse, având un electorat între 18 și 20% și câștigând alegerile regionale, localele la noi, de la 20% sau așa, n-au avut decât 5%. Prestație extrem de slabă, abordare greșită din punctul meu de vedere a campaniei. Nu am urmărit-o, n-am văzut-o decât foarte puțin câteva minute într-o dezbatere cu Zemmour, care era și mai la extremă decât doamna Le Pen. Da. Așa, însă abordat greșit în campania, părerea mea, pentru că nu poți la 18-20% electorat, tu scandă să iei 5%. Și e o mare decepție pentru noi, ideile... conservatorii francezi, o mare decepție. Da. Dar ideile domnului Macron, cum mi s-au părut? Până la urmă, mie mi s-a părut total falimentare. Deci, și este clar,
apropo de ceea ce întrebați, ce influență va avea asupra politicii de la noi, este clar, pentru că de multe ori am fost legat politica românească, a fost legată de politica franceză. Și Baricelul lui. Bun. Iar sistemul și doamna Le Pen a spus-o foarte clar și nu ține de extrema dreaptă, niciun caz, ar fi o falsitate, ține de dreapta, pur și simplu, de liberal și de dreapta. Bun, nu poți să faci la nivel de societate, să iei omului cu 10 mâini și după aceea să-i dai cu un deget, și nu vreau să spun care, așa, și degetul mic. Așa, mă rog, în fine, fiecare, așa, și, pe, și după, după aceea să-i dai acele vouchere cu un deget. Era tot problema de vouchere. La noi se practică același lucru. Iau omului, familiilor care sunt în foamete și o știm foarte bine și în nevoi, îi iau cu 10 mâini și dau după aceea cu un deget sau și mai puțin cu lingurica. Da, și să știți, apropo de vouchere, cel mai bine în această poveste a picat PSD-ul, chiar se-a precizat în acest sondaj, că această chestiune cu voucherele a urcat partidul în sondaj. Dar faptul că oamenii, uite, își pun capăt zilelor, cum s-a întâmplat în Moldova pentru niște facturi. Că aici în Gorj un om, când i-a venit factura la energie, și-a băgat cuțitul în burtă. Și astăzi la Botoșan s-a sinucis o femeie de 59 de ani pensionare. Despre ce vorbim? Adică nu vedem? Motorina a ajuns la 8,5 lei? E politică. În plan social, falimentar, globalistă, că vorbeam mai înainte de Macron, nu e nicio schimbare față de ce a făcut până acum. Vor fi în situația în care va rămâne el, e cu semnul întrebării și o președinție lui Pen, date fiind anumite derapaje, dar rămânând Macron, cel puțin din punctul de vedere al presiei mainstream, așa, va continua aceeași politică, pentru că el este reprezentantul șefilor de la băncile mondiale, e reprezentantul acestui corporatism, al acestor mari bancheri, se zice că ar fi patron Rothschild, că a fost bancher Rothschild, prin urmare el face ce știe în continuare. Nu și e vor avea multe probleme datorită acestui sistem, care este un fel de, ca să spunem așa, redundant, dublu, adică plătesc o armată din administrație ca să-ți ia banii, după aceea o altă armată ca să-ți dea înapoi, pe când lucrurile ar putea, deci un aspect dublu, redundant, da, o dublură a acțiunii, pe când ar putea să fie mult mai simplu, sistemul ar putea să funcționeze mult mai simplu, să redăm exact ce se spune, ce spune dreapta, mai în toată Europa, și acest mod este aplicat în celelalte continente, America și Marea Britanie, bineînțeles, haideți să redăm cetățeanului demnitatea. Demnitatea lui, să-l taxăm mai puțin, să nu punem aceste corvoade care pur și simplu îl fac să se sinucidă. Corect. O sinucidere economică. Sloganul nostru, cu respect, îndreptăm în România. Un slogan cam la fel de bun ar fi înapoi la oameni sau înapoi la cetățean, ceva de genul acesta. Exact. Acum mă gândeam și la faptul, revin puțin la situația din Franța cu alegerile, chiar dacă, indiferent care din ei va câștiga, până la urmă nu va putea face chiar așa ce vrea, pentru că, iată, și partidul Macron a pierdut mult în Parlament, nici cum se cheamă, Adunarea Națională, parcă acum partidul doamnei Le Pen nu are chiar atât de mult. Vor fi și alegerile parlamentare, acolo cred că se va echilibra situația, dat fiindcă conservatorii republicani, neogoliștii, practic, așa, au luat la locale până în 20%, va fi o contrapondere la fiecare dintre, fie la Macron, fie la Le Pen. Deci lucrurile, în Germania, e o coaliție de vreo 3-4 partide, nici Scholz nu se simte prea în largul lui, ca să zic așa. Cred că lucrurile totuși se vor echilibra și a schița puțin optimism din acest punct de vedere. Dar problema la noi va rămâne gravă, pentru că, pentru că existând acest consorțiu național liberalii cu valori liberalii cu social-democrații, va fi foarte greu va fi foarte greu pentru celelalte partide. Poftiți? Da. Și aparent, acum se laudă unii pe alții. Seamănă foarte mult între ei. Dictatura pluripartenică, deci, să știți că este cea mai periculoasă. Este ascunsă și este cea mai periculoasă. Dacă ei în față se ceartă și în spate sunt înțeleși, există, acesta este punctul apocaliptic, ca să spunem așa, al democrației. Pentru că atunci este foarte clar, totul este un manierism ipocrit
criminal pentru cetățean care îl duce, cum a ajuns acum România, în stadiul de sinucidere economică. De sinucidere economică jumătate din populație. Faptul că domnul Iohannis se va pleca și va părăsi postul și se va duce la NATO, așa cum se vehiculează. Eu nu aș fi atât de sigur. Ce ne facem cu domnul Ciucă cu rol de interimar, președinte? Eu cred că ar trebui făcute alegeri. Cred că ar trebui făcute alegeri. În cazul în care va pleca actualul președinte. Ce, credeți că va pleca? Credeți că n-ar fi tentat așa? Până la urmă e la ultimul mandat. Domnia sa, da. Păi este la ultimul mandat, dar vor fi alte alegeri, nu? Să vedem dacă vor vrea și alte domnii. Da. Alte domnii. Deci, dar altceva vreau chestiune. Să zic, deci o mostră de cinism, nu știu cum să zic, nu am cuvinte să-l calific. Da. Ziceam de PSD-ul, sigur, ei mai dau 5 lei la pensie, la salar, fură 5 miliarde, dar omul simplu nu se sizează. Dar vreau să zic un exemplu, chiar îi place, se complace. Un exemplu de cinism abominabil. Acest ministru la finanțe, Căciu, social-democrat, pun un mare semn al întrebării, că român, mâncați mai puțin. Mâncați mai puțin, domnule. Și puțin și prost, dacă se poate. Și ce? Da, cum da, da. Mi-a adus aminte de... la finanțe avem numai din ăștia. Da. Unul care nu știe cât e salariul minim, altul care nu știe cât e pâinea. Ăsta care zice să mâncăm mai puțin, dar chiar sunt aleși. Au făcut donații mari la partid. Au făcut donații mari la partid. Acum îmi pare că nu-i domnul Vâlceanu, noi să-l întreb. Cât a donat la... Nici nu mai vedem pe domnul Vâlceanu, nu știu. E pe cale de dispariție în ultima perioadă. Dar, deci, mi-a adus aminte efectiv de acea alimentație rațională din perioada lui Ceaușescu. Da, da, noi am prins-o când ne cu carteluța. Exact, alergam jumătate din București. În 88, întâmplarea a fost făcută, a făcut ca să fiu internat însoțitor cu tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, și am stat vreo două săptămâni, alergam jumătate din capitală ca să cumpăr un kilogram de salam. Asta era realitatea. Deci domnul Căciu are rude bune. Și tot era bine că București. Rădăcini da, rădăcini ca și domnul Bulai. De la USR. Da, da, să văzut că așa. Sunt oameni, cei de la USR sunt lideri opoziției. Nu mai avem altă opoziție. Dar ce opoziție? E un nepot al Ceaușistului Bulă. Dar ce opoziție? Pentru că nu au o idee constructivă. La fel, apropo de domnul Cîțu. Acum domnul Cîțu începe să vorbească de impozit progresiv. Păi măi, domnule, dumneata, ce ai făcut până acum? Păi ai avut 2-3 ani de zile. Abia acum când ați vrea ca să creșteți în sondaje, abia acum se gândește și la jumătate din populație. Pe mine, știți ce mă supără cel mai mult? Eu mă aduc aminte, vă aduceți aminte de anii 90. Atunci, s-a făcut așa ceva un politician, păi imediat ieșea jumătate din țară în stradă și pica. Da. Deci oamenii își voiau să-și manifeste libertatea, să-și o dobândească în continuare și demnitatea lor să fie respectată. Și acum, numai puțin, și acum stăm să vedem cum se trezește domnul Cîțu cu ce, sau alții. Acum mă duc vorbesc. Dar e o mare întrebare pentru acest domn Cîțu. Unde nu va mai rezista, domnule, dacă va mai rămâne va mai rezista, în funcția de președinte. Cred că va pierde și președinția Senatului până la urmă. Dar nu sunt atâția care așteaptă pe margine, să fim serioși. Când văd că ăla este rănit, se încălzesc pe margine. Dar e o chestiune de o lună de zile. O mare întrebare pentru Florin Cîțu. Ce a făcut cu banii așa, suma uriașă de bani cu care ne-am promutat? Unde s-au dus? Puteau fi susținute IMM-urile. Puteam să facem ceva cu banii la modul concret. Și da, ați văzut că România... Deci apar foarte multe informații cu chestiunile astea și informații cu virgulă, că România este ultra împrumutată. Vi se pare că este vreun cetățean îngrijorat la acest capitol? Noi suntem învățați de atâția ani mai să fim ultra împrumutați. Mai sunt, dar... destul de puțin totuși. Dar nu cred că ar trebui să-i reproșăm asta cetățeanul, pentru că aici știți cum este conceptul acela de black box, adică cutia neagră. Orice cetățean nu are timp și nu are nici uneori pregătirea și uneori nu are timp efectiv. El trebuie să ducă să muncească, să-și rească familia. Pe el interesează datele de intrare și datele de ieșire. Am mandatat, am delegat niște oameni, niște funcții care se ocupă de aceste lucruri. Cum și el la serviciul lui se ocupă de lucrurile pentru care este plătit. Și politicienii sunt plătiți pentru aceste lucruri. Pe el interesează cetățeanul ca după munca pe care o prestează să aibă o viață decentă sau mai mult decât decentă. Și o are. Asta e mare problemă. Nu are. Nu te întreb, ok, ce datorie are țara ta?
dar tu ai viața decentă pe care ți-ai dorit-o în momentul în care i-ai mandatat pe aia să fie să decidă în locul tău? Nu. Și încă niște date, dacă îmi permiteți, România s-a împrumutat în ultima perioadă la cele mai mari dobinzi de pe piață. Da. Ungaria le cele mai mici. 6,9, nu știu ceva de genul. Da, deci e ceva, o țară care este printre cele mai sărace din Europa, se împrumută la cele mai mari dobinzi, iarăși o inversare de valori. Deci asta este, hai să spunem că franceză e incomprehensibil, de neînțeles totul așa ceva. Totul e făcut pe dos, mă gândesc acum că anunță și nu mai știu ce criza alimentară. Noi trăim, deci ne hrănim 70% din importuri. Nu este posibil o țară cu capacitatea agroalimentară a României, care poate produce, din ce știu, cam pentru 70-80 de milioane de oameni, să trăiască în felul acesta cu 70% importuri alimentare. Adică stau și văd usturoi chinezesc pe piață, că nu avem usturoi sau mai știu. Da. Înțeleg, niște fructe așa mai exotice, sau începând cu bananele sau mai știu, mango, etc. Da, dar uitați-vă că exotic și mielul. Mere din Polonia. Da. Deci, n-am înțeles. Deci, probabil că ei au niște comisioane. Dar curcanii de unde zic? Da, curcanii fiind de la Gorj, asta este sigur. Trebuie să ne specializăm și noi. Chiar mi-a plăcut. Deci, domnilor, mâncați carne de curcan pentru că e mai ușor de găsit, că mielul e prea scump și a ajuns la 54, am văzut, kilogramul. Cam așa. Sunt convinsă că vor fi mulți gorjeni care nu vor pune pe masa asta de Paște carne de miel, pentru că este mult mai rentabil să mănânci carne de curcan. Revenim la alimentare. Rațională, exact, ne luăm după ministrul finanțelor și mai tăiem din mâncare că să nu mai suferim de obezitate. Exact. Ăștia sunt politicienii, doamnelor și domnilor, pe care i-am trimis noi acolo să ne reprezinte. Ăștia sunt politicienii care decid lucruri aberante în ceea ce privește educația copiilor noștri. Aici este o altă problemă. Noi am mai deschis acest subiect și la emisiunea trecută, domnule profesor. Da. Avem o educație de... Din ce în ce mai prost merge în educație. În ciuda faptului că în anii 90 chiar începuse să-și dea drumul învățământul, sigur că atunci exista un anumit entuziasm, o anumită, eu știu, pornire așa romantico-politică, să zic, că era euforia libertății, însă au avut grijă toți miniștrii sau majoritatea miniștrilor care au venit și au condus Ministerul Educației, care se numise cândva învățământ, când încă se mai învăța și se învăța destul de bine carte, în România să aibă tot soiul de idei, iar ultima dată, asta e, cum s-ar zice, așa, ultima aberație din punctul meu de vedere, cea cu desfințarea, renunțarea la teze, la gimnaziu și liceu și la trimestre sau semestre și acceptarea acestor 5 module. Am înțeles, chiar m-am informat atunci pentru că am avut o discuție și la nivel de partid. Cineva zicea la un moment dat, domnule, oare așa vor proceda în Occident să obține niște rezultate? Nici pomeneală. În Occident încă se învață carte și se învață bine. E unul din punctele lor tari pe lângă economie, care față de noi sigur că merge. Mai înainte am auzit că ministrul învățământului din Franța chiar a mărit în liceele cu profil, cum s-ar spune, umanist, așa, numărul de ore de latină și de greacă veche. Pe când la noi, iată, desfințăm tezele, desfințăm trimestrele. Deci, acest lucru s-a făcut, din ce am înțeles eu, de la un domn profesor de liceu, care a destul de bine pus la punct și informat în privința asta, la insistențele și chiar presiunile unor asociații de părinți, cărora li s-a părut că odrajele domniilor lor ar fi supraaglomerate. Da, învață prea mult. Deci e această tendință care nu-i deloc de bun augur, iar la presiunea acestea, sigur că domnul ministru Câmpeanu, care își ascunde cercetarea, probabil are prea multă, nu ne spune și nouă ce a cercetat între timp, poate curcanul, nu știu eu. Păi și cu niște grupuri de părinți reușesc ca să schimbe metodologia. Da, au cedat și se pare că se va ajunge la aceste 5 module.
Și așa am făcut, vă dați seama, 2 ani de școală online. Acum dăm copiii peste cap cu aceste module, aceste scos tezele, peste un an de zile se gândesc să mai facă altceva. Și, nu știu, și poate n-ar fi, și poate n-ar fi o mare problemă, dar lipsa verificării, vă spun că am făcut și din copiii mei, că mai vorbi despre, despre acest lucru, lipsa verificării este cea mai mare greșeală de acest sistem de module. Dincolo este foarte clar, uneori și la 2-3 lecții se fac teste, verificări intermediare. Nu mai spunem de evaluarea profesorilor. Uneori în facultate examenele parțiale. Exact, exact. Nu mai spunem de evaluarea profesorilor care la sfârșit, la sfârșitul fiecărui an trebuie să facă elevii sub protecția anonimatului, bineînțeles, între glumă și în glumă spus, o evaluare a, a profesorului respectiv, acum, cu toată sinceritatea și pe care directorul o privește. Și mai o le analizează. Nu ca la noi politic. Bineînțeles, da, da. Și acolo unde este calul de unde este cazul de îmbunătățire, se va... Toate acestea aduc la o anumită disfuncționalitate. Deci în gimnaziu și liceu mergem pe 5 module. Sigur, la nivelul facultăților, al universității, o să păstrează cele două semestre. Da. Dar, culmea ar fi să facă și aici acei module. Bineînțeles, da. Nu, e total disfuncțional învățământul la ora actuală. Să... Nu știu, nu aș numi experimente, pentru că a face niște experimente presupune să ai niște specialiști în științele educației. La noi, cineva cea că nu prea există, există specialiști în științele educației, dar se pare că nu contează, nu sunt întrebați. În majoritatea situațiilor, specialiștii sunt ignorați. Cu siguranță. Sunt unii care le știu pe toate. Da. Domnilor, mai sunt doar 3 minute, dacă văd eu bine, din această emisiune. Aș vrea să concluzionăm, dar înainte de a ne spune ce vă doriți să se întâmple de sărbătorile pascale și după sărbătorile pascale pentru organizația pe care o păstoriți. Vă deschideți sediul nou pe care vi l-ați dorit mult, l-ați cerut autorității municipale, dar nu l-ați primit. Intrați așa, în linie dreaptă. Aș vrea să mai spun ceva, că suntem în săptămâna patimilor, încă un atac aproape pe față s-a produs săptămâna aceasta la adresa creștinismului, venirea acelui Sadguru, yogin, mare yogin din India. Sigur, în principiu, nu avem nimic împotriva spiritualității indiene, din contră, dar nu le aduce acum. Pentru că nu e momentul potrivit, la fel cum s-a întâmplat anul trecut, și asta făcută de niște băieți așa cu idei globaliste, sau chiar globaliști, în... Postul Sfintei Marii au făcut paradă gay. Da, este ca o sfidare. Era clar că e un atac la adresa creștinismului, cum e și acum. Deci în ceea ce privește modul nostru de organizare și serios, sperăm că la mijlocul lunii mai să-l inaugurăm, să devenim și la acest capitol funcțional. Da, și de atunci voi putea să facem și clubul acela conservator. Da, vom face și clubul conservator. Are va avea, bineînțeles, toată libertatea de gândire și apelăm la cei care vor să aibă discuții. Poate veni oricine, nu, da. Asta culturale, nu depinde de faptul de a fi sau nu membru al partidului. Da, politice, sociale. Interesant, foarte interesant. Îl vom numi probabil clubul conservator creștin-democrat sau, mă rog, sub anumită, absolut. Da? Inclusiv, știți ce vorbeam înainte, că uneori trebuie să te confrunți exact, să te confrunți chiar și cu opusul, deci inclusiv comuniștii, care au idei comuniste. Poți să vină în interbelic, da, există în interbelic gruparea Criterion, unul dintre lideri era Mircea Eliade, dar veneau acolo și socialiști, veneau și din ăștia mai vest cu idei de extremă dreaptă, veneau și, absolut, eu știu, liberali, deci, sau mai ce erau. Veți face socialiști, un lucru inedit, cel puțin pentru politica de la nivelul județului Gorj. Vă spun că acum, cel puțin în ultima săptămână, nici măcar conferințe de presă nu au mai existat. PNL-ul este absolut închis pentru presă. Conferințe de presă. În acest moment, PSD-ul dorește mai multă transparență, dar așteptăm, să știți, mai spre finalul lunii mai și venirea la Târgu Jiu și în județul Gorj a liderilor noștri.
Îi vom invita aici la TV Sud. Vreau să dau citire unui mesaj. Bună seara, domnilor, înțelegeri PSD-PNL și împărțirea funcțiilor pe criterii politice are vechime în noua democrație, așa cu ghilimele, sau nou capitalism destructiv. Cert este că în România, fără naționalism, nu vom putea depăși stadiul de colonie, iar suveranismul nu se poate obține fără proprietate, spune domnul Marian Mercioiu. Vă mulțumesc, da, domnilor, mă bucur că în această seară, importantă, zic eu, ați fost aici alături de mine și de telespectatorii TV Sud. Să știți că și după sărbătorile pascale vom discuta, sper eu, nu despre curcani, ci despre lucrurile reale care se întâmplă în județul Gorj, dincolo de acest eveniment pe care l-am adus în fața dumneavoastră pentru a arăta felul în care acționează o instituție cum este poliția în chestiuni minore și cum acționează în chestiuni sau nu acționează în chestiuni majore. Ce să vă transmit alături de invitații mei, vă transmit tuturor celor de acasă să aveți Paște, un Paște liniștit alături de familie, de cei dragi, să vă încărcați bateriile, pentru că după sărbători trebuie să plecăm cu motoarele turate, trebuie să ne plătim facturile, trebuie să funcționăm, trebuie să mâncăm mai puțin, dacă este să ne luăm după ce spune ministrul de finanțe, și să ne trimitem copiii la școală. Sărbători binecuvântate tuturor, la revedere, seară liniștită!